acum sunt să le dat. De care colet este vorba? Sunteți omageata noastră de astăzi. Și de asta este o surpriză pentru dumneavoastră de la cineva drag. De la cine? Nu știu. Da, de la cine? Domnul ne ajută. Nu știu. Mai așteptam. E ceva de departe? Da. Nu este de aproape. Știu. De la cine? Iubito. Nu. Din păcate, nu. Din păcate, nu. Haideți o să vă dau acest buchet, care este pentru dumneavoastră în special. Această sticlă de șampanie pentru dumneavoastră și această tortă, dar o să vă ajut eu. Până dumneavoastră vă gândiți, îmi spuneți de mine această surpriză. De la mătușă? De la prietena? Foarte corect. La care prietena? Valentina? Da, este de la Valentina Lăzău, care din păcate nu este lângă dumneavoastră, dar vă iubește foarte mult. Și de aceea ne-a trimis pe noi să vă facem ziua mai frumoasă și vă spunem că vă iubește mult și m-au dat dumneavoastră. Mulțumesc această... frumos! Da, acum vă răspund dumneavoastră și de răsați un mesaj de mulțumire. Îi spun că mi este foarte dor de ea și de familie și o iubesc foarte mult și mulțumesc pentru atenție. Da, este un gest frumos de la o prietenă care ne... de la întreaga familie, care vă iubesc și vă stimează. Da. Și chiar distanța nu a fost un obstacol pentru a vă spune că de tare vă stimează. Și într-adevăr vă prețuiește prietenie între dumneavoastră și să aveți mereu așa o prietenie de lungă durată. O revedere cât mai curândă, doar clipe de fericire și o zi cât mai reușită. Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc frumos! Iarăși, este o surpriză pentru dumneavoastră. Da. O să-mi spuneți de la cine este surpriză. De data asta, îmi spuneți? Nu știu. Mătușa? Cum se numește Mătușa? Eu, este foarte corect, este de la Mătușa. Deci ești la părinții dumneavoastră. Care vă iubesc foarte mult. Și în această zi frumoasă, cum v-am spus, sunt toți cei dragi lângă dumneavoastră. Nu au fost prieteni, sunt și părinții dumneavoastră și mătușa dumneavoastră. Așa, am încă ceva pe la Lilii, dumneavoastră, pentru că stăreți o să aveți doar culori. Iarăși cu toate, o să vă îndulciți. Acest ursuleț de cruș este pentru dumneavoastră. Și șampanie. Și ca de obicei, o să vă întrebăm pe dumneavoastră, o să vă rugăm să-i lăsați un mesaj de mulțumire părinților și mătușii dumneavoastră. Îmi spun că iubesc foarte mult și să uimită plăcut. Și le doresc sănătate și mulțumesc că îmi sunt alături. Aveți emoții. Da. Multe gânduri bune. Vă fie mereu alături de familia noastră și mătușa dumneavoastră care vă iubește nespus de mult. Să fiți, cum vedeți că v-am spus anterior, să fiți plini de flori și într-adevăr așa da, și să mulțumesc. Desigur, eu sper să vedem și a treia oară, să vă bucurăm. Mulțumesc! Mulți ani, vă dorim și multă sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Mulțumesc!